Centrele comerciale sunt traversate de sute de mii sau chiar milioane de oameni în fiecare zi, pentru ca dezvoltatorii și proprietarii să se asigure că structura clădirii rămâne sigură și solidă în timp, este importantă urmărirea comportării în timpul acestora. Ce ne spune legislația? Monitorizarea structurală în cazul centrelor comerciale trebuie să aibă loc pe toată durata exploatării, nu doar în faza de execuție. Fiind vorba despre structuri importante, traversate de comunități mari în fiecare zi, este nevoie de urmărirea comportării în timpul acestora, cu alertare la depășirea pragurilor critice setate. Se monitorizează deopotrivă tasări, deformări, vibrații, alte semne de degradare a structurii, pentru a detecta orice fel de probleme și pentru a lua măsuri corective sau de prevenție. Pentru a monitoriza felul în care se comportă o structură, este obligatoriu ca partenerul de monitorizare să fie autorizat de către ISC și să aibă statut autonom și obiectiv. Programul de monitorizare trebuie să fie implementabil în teren, bazat pe date reale, cu o instrumentație fiabilă și aleasă corect. Sunt Mariana Garștea, director general Six Sense România și reprezintă o echipă care de peste 13 ani se ocupă cu implementarea celor mai inovatoare și eficiente soluții pentru sănătatea structurală a mediului construit. Lucrăm deja alături de cei mai mari dezvoltatori și proprietari de centre comerciale și avem în portofoliu proiecte semnificative peste tot în țară. Prin aceste explicații ne dorim să oferim repere corecte în activitatea de urmărire a comportării construcțiilor în timp și să traducem ce ne spune legislația în acest sens.